Doamna lui Neagoe. Scenariu radiofonic de Viorica Rogoz. Era pe timpul blândei domnii a lui Neagoe Basarab, voivodul cărturar, într-acel vremelnic răgaz de pace și lumină, cum puțin a cunoscut țara românească de-a lungul furtunaselor și frământatelor veacuri. La porunca domnului, pe mândrele plaiuri ale Argeșului, se adunaseră pe atunci mult vretnici meșteri de pretutindeni, din țară și de peste olaturi. Zidari valahi și sârbi, pricepuți în turle și bolți, pietrari și cioplitori în calcarul tare de albești și în marmorele scumpe de Constantinopol, mozaicari din Bizanț și Capadocia, fericători de icoane în aur și făurari de acoperișuri în plumb, zugravi, sticlari și alți lucrători vestiți de tot felul. La oaltă, prin munca lor și din dărnicia voievodului, aveau să înalță aici lăcașul de slavă și de curată frumusețe al mănăstirii Curtea de Argeș. Au trudit ani întregi harnici meșteri la acest juvaier fără seamăn, până într-o zi când marmurele cele albe ca omătul, pe care le înfloreau cu dalta lor măiastră, s-au isprăvit în magaziile cetății, iar aurul și argintul s-au subțiat în lăzile visteriei domnești. Atunci meșterii, posomorându-se și ei, au lăsat lucrul spre întristarea voievodului însuși, care își dorea cu o sârdie să vadă acea titorie a Argeșului mântuită și desăvârșită cât mai grabnic. Logofete, Danciule, rogu-te, stai. Plecăciune, jupan Barbule. Văd că vii din odaia de lucru a domnului. Ce face? E tot cu Diece și grămăticul său, Florea? Tot cu dânsii, cinstite mare ban. De azi dimineață urmează șirul vorbelor. Domnia ta, ai sosit acu din cetatea Craiovei. Da, m-a chemat domnul și am alergat într-un suflet. Adică au alergat caii de la căleașca mea, de erau să-și dea duhul. Dar ce dictează măria sa pisarilor? Niște pilde și învățături filozoficești. Am auzit că vrea cică să întocmească o scriere pe care să o închine către fiul său, Teodosie. Așa e. Lucrează la ea de peste un an. Noapte de noapte cercetează manuscripte și tipărituri ce vin din Bizanț și de la cărturari și tipografii megieși. Iar ziua îi pune pe Dieci să însemne pe hârtie toate acele gânduri înalte pe care cugetul său le-a rânduit cu înțelepciune și har. Se ostenește mult. Ar trebui să mai lase măria sa cărturăria pe seama călugărilor din Chilig. Nu e rău ca un voivod să fie învățat, dar, după mine, rogofete, ce e mult, nu-i cu prință. De jupan, Barbule. Îi sunt unchi, știu ce grăiesc. El totdeauna a fost cam șubret. Acum, mai de curând, când a fost la via mea de lângă Craiova, l-am auzit iarăși tușind uscat, ca un bătrân, deși n-are nici 40 de ani. E cu 20 de ani mai tânăr ca mine. Să nu ne audă vreo slugă și să-i strecoare doamnei de spina ceva. După atâtea necazuri câte au avut în ultima vreme cu pruncii lor săvârșiți din viață la netimp, și mai cu seamă cu coconul Petru ce a răposat acum un an, numai cuvântul boală și-a rămărut o cumplit pe doamnă. Cred. Păcat că n-au avut noroc de copii. Teodosie pare și el slăbuț, firav. Încă nevrâsnic. Se va căli el când va pune mâna pe sabie. Să vezi, domnia ta, jupane Barbule, cât îi plac tocmirile armiei și jocurile oștenilor. Chiar mai mult decât buchiile. Se aruncă așadar în spița moșului său, Basarab cel tânăr. Da, pasă-mi-te. Iar cele două domnițe, Stana și Ruxandra, seamănă leit maicii lor. Niște copilițe rumene ca două mere sănătoase. Nu le-am văzut de mult. Sunt foarte prins cu trebile băniei.
Oare cât ar mai putea să întârzie la lucru nepotul meu cu grămăticii săi? Până către prânz, gândesc. E, atunci mi-ai îngăduit să-l supăr în timp chiar acum la măria sa. Ia să chem un copil de casă pentru a-mi vesti domnului. Drept acestea, fraților, și tu, fătul meu, iar vă învăț că mai bună este moartea cu cinste decât viața cu amar și cu ocară. Nu fireți ca pasărea aceea ce se cheamă cucu, care își dă ouăle de le clocesc alte pasări și scot pui, ci fiți ca șoimul și vă păziți cuibul vostru. Marele ban al Craiovei și unchiul măriei sale, Jupanul Balbul Craiovescul. Mă iartă, Doamne, că te tulbur în ceasurile de lucru, scumpii inimii tale, dar ai trimis grabnic după mine. Și iată-mă. Bine ai venit, iubite unchi și sfetnic. Adus-o ai răspuns la cele ce ți-am scris? Îți voi da răspuns în clipele următoare. Gata! Gata pentru azi, harnicii mei dieci. Puteți să vă întoarceți în cancelaria voastră. Mâine în zori vă voi chema de iznoavă. Salutăm dreapta, măriei tale. Prea plecată voastră slugă, închinare și sănătate. Sănătate, mărie. Și acum, iubite unchi, să ne sfătuim îndenoi. Ce zic boierii craiovești? Și ce crede domnia ta despre tratatul pe care îl voiesc cu Veneția? Doamne, înțelepciunea și chipzuința măriei tale e o chezășie pentru noi boieri și dvornicii tăi. Cu toate acestea, un legământ cu principii creștini ar putea dăuna în voierilor pașnici pe care le avem cu poarta. Să nu se ișce cuva vreun război? Boierule, știi ca nimeni altul că nu iubesc răzmerițele și războaiele. Și că de ani de zile mă nevoiesc să aduc țării pace cu toți vecinii. Știu, măria ta, de când ai urcat în scaun, țara a cunoscut în sfârșit tihna. Boierii te cinstesc, neguțătorii și meseriașii valahi au bun câștig, cărturarii și călugării te binecuvântează. Să socotim însă cu grijă solia noastră, ca să nu afli Mehmed Bey și să nu-l învrăjbim pe sultanul Selim. Da. Lor le vom trimite daruri bogate și de preț spre liniștii. De aceea te-am rugat să vorovești cu boierii noștri basarabi și cu craioveștii și cu ceilalți, ca să dea din banii lor împrumut domnului, iar nu să luăm din tezaurul țării. Și numai până vom încheia socotelile negoțului și birurilor. Vom scoate asprii și galbenii de trebuință, măria ta. Așa. Nu te vom lăsa în nevoie, că doar ești os din osul nostru, domn de-al nostru, din țară, ales de noi. Îți mulțumesc. Dar mai e ceva. Da, măria ta. Mi-ar trebui încă alte câteva zeci de pungi cu aur pentru înfrumusețarea și isprăvirea mănăstirii Argeșului. De... ar putea să mai aștepte și meștericia. Banii sunt greu de găsit acum. Sunt mâhnit foarte că nu le pot plăti mai departe. Lasă, măria ta, că destule hramuri și mănăstiri ai miluit până astăzi. Banii din averea mea s-au împuținat în sipet. Biruri noi nu pohtesc să scot în țară, dar în același timp doresc nespus să văd terminată mănăstirea. Vei sprăvi-o mai târziu, ori nu-i grabă? Nu mă înțelegi, iubite unii. Nu tocmai. Știu că vrei să aduci oasele cinstitei maicii tale Neaga și să le îngropi din nou la Argeș și să-ți faci acolo ctitorie minunată și lăcaș de veci, domnesc pentru familia ta, precum fac principii și cârmuitorii apusului care au clădit la ei mărețe catedrale și le-au podobit cu aur. Nu numai de aceea. Mănăstirea Argeșului va să însemne cu mult mai mult. Adică? Ea trebuie să arate celor pismași, au neîncrezători, că nu ne temem de nimica și că stăm uniți în gând și în duh
aici, unde ne-a rânduit soarta și vremea. Că norodul nostru, mic la număr și năpăstuit de vijeliile vrăjmașe, e bogat în virtuți și plin de har. Și asta trebuie să o vadă toți în izvodirea mâinilor și cugetelor noastre românești. Și acum și peste sute de ani. Vreau să fac de aceea din ctitoria mea de la Argeș o întrupare în stâncă și frumusețea frumuseților sufletești de neclintit ale țării noastre. Dar pentru aceasta însă am acum nevoie de mulți bani, căci nici gândul meu și nici timpul nu mă iartă. Iubite-ne, poate și domn al nostru să ne înțelegi că banii sunt grei și nu putem mai târziu, poate. Fie, fie, să nu mai grăim. Și acum să ne întoarcem la trebile politicii noastre. Să chemăm sfatul. Așa se întâmplă că la Argeș mănăstirea rămase pustie de meșteri. Țăranii și târgoveții priveau cu strângere de inimă murii și turlele cerenei sprăvite. Ba chiar riscaseră zvonuri și basme cum că nici nu va putea fi sfârșită lucrarea până ce la temeliile ei nu se va zidi o jertfă vie, după cum glăsuia o veche legendă a locului. În această vreme, Despina doamna, soața voievodului, împresurată de copilele-i dragi, se lăsa pradă unor gânduri neliniștite și amare. Maria ta, Despina, doamnă, te-ai înțepat la deget. Nu-i nimic, Elinco, trece. De ce nu cânți olaltă cu noi, Despina, doamnă, ca în alte dăți? Vezi gândurile dăse departe. Nu te întrista, Maria ta. Nu vrei să asculți mai bine ce vești mai umblă prin cetate? Nu vrei, Maria ta. Spune, Elinco, spune. Se zice că Teodosie, cogonul Măriei tale, a fost ieri la Argeș, la întrecerile cu azvârlitul Fuscei și că ar fi ieșit cel din tâi. Firește printre copiii de vârsta lui. Ia spuneți, fetelor, e adevărat că Manole meșterul a mers ieri la curte să vorovească cu domnul despre schelele cele părăsite? Așa spunea și Daica, așa-i. Păi se aude prin târg că soața meșterului e tare bolnavă, săraca. Și că Manole, ce că ar vrea să plece pe țărmul mării Sârbești, unde-i soarele mai bun și tămăduitor? Poate. De aceea o fi și voivodul Neagoi așa de îngândurat de ieri. Dacă o pleca meșterul său vestit, se vor risipi și ceilalți tovarăși ai lui curând. Au dreptate. Nu pot să aștepte până vom face noi rost de aur. Am spus ceva necugetat? Că iar te văz întristată, doamnă. Nu-i nimic, fată dragă. Pleci, Maria ta. Pleci, Maria ta. Mă duc să-l caut pe bătrânul Vucorbul. L-a văzut careva unde e? Unde poate fi? Parcă Maria ta nu știe. În iatacul micilor domnițele. Spune poveștile, cântă din guzlă. Aie tu, bătrân. Odinioară era un oștean viteaz ca un zmeu. Acum nu mai are decât amintirile și lacrimile să și le cânte. Ei, și așa a mers, măre, a mers Miloș păt frumos prin munți, căutând pe vila Ravila, zâna acelor sihne. Auzi bazmul cu creișorul Marco și cu fratele său de cruce, Miloș Obilici. Moș Vucăl cântă așa frumos. Ei, iubitele mele copile, știu. Ehe, de câte ori nu l-am băznit și de spinii, mama voastră, pe când era mititea, ca voi. Ehe, așa-i Maria ta. Da, Moș Vuc, așa-i. Ai venit să-l mai asculți odată? Nu. Ruxandru, da, mama.
Stano, dragile da. Mele, duceți-vă în grădină cu Doica voastră. Da, hai. Hai. Vrei să-mi spui o taină? Da, Moș Vuc. Aș dori să ne sfătuim. Să-ți cer ceva. Bătrânul tău slujitor te ascultă, doamnă. Ai fost omul de credință al tatălui meu, Iovan, și al unchiului meu, Maxim, cel care m-a crescut după moartea tatii. De ce mi-amintești lucruri atât de vechi? Înseamnă oare că îmi vei cere ceva deosebit? Da, Moș Vuc, sunt tulburată, deși știu prea bine ce am de făcut. Deschide-ți inima, stăpână iubită. Ia-ți cheia de aur pe care o porți legată de gât și hai la odaia unde-i sipetul cel mare cu zestrea mea, să mi-l descui. Prea bine, slăvită doamnă. Iată, ochii mei sunt orbi, dar mâinile mele pipăie aceste alese odoare cunoscute de mult și bag seamă că lada e tot plină. Ce vrei să iei din trânsa? Pocale, scule, brățări, cât? Tot, bătrânul meu prieten. Tot? E cu putință? E averea mea, știi bine. E averea ta, dar e și averea voivozilor din stirpea lui Brancovici. E averea pe care viteazul Iovan, înainte de a închide ochii, mi-a hărăzit-o mie în păstrare, cu jurământ înfricoșat. Mă iartă că ți-amintesc, scumpă doamnă. La ce-ți trebuie? E viața voastră în primejdie? E țara sub sabie și foc? Nu, Moș Vuc. M-am gândit să o dau soțului meu, ca să poată isprăvi și desăvârși visul vieții lui, mănăstirea Argeșului. Poate ai aflat și tu cât e de bolnav Neagoe. Vrea să o vadă cu ochii lui, isprăvită de plin, spre slava țării și al numelui său de voievod și ctitor. Nu te pot opri, stăpână, să faci precum te îndeamnă inima și datoria. Totuși, te-ai gândit la copilele tale? Te-ai gândit că vei rămâne săracă? Voi fi bogată, Moș Vuc, căci numele meu va sta alături de cel al preaiubitului meu soț, Neagoe. Mâinile mele, bătrâne, se bucură să atingă pentru ultima oară aceste odoare de preț. E, le știu fiecare muchie. Iată cingătoarea cu paftale de aur ce închipuie cetatea noastră Srem. Iată coruna maicii tale cu ălmazuri mari cât oul de turturea. Iată pocalurile de aur ale moșului tău, țarul Ștefan, și brățările maicii tale, Angelina, coborătoare din Gheorghe Arianit, Comnenul. Nu te zbuciuma în zadar, Moș Vuc. Toate aceste odoare vor fi legate de acum înainte, prin timp, de povestea de spinei și a lui Neagoe, ctitorul Argeșului. E, fă cum dorești, stăpână. Ia-ți zestrea. Ia și această cunună și acest brâu. Nu, nu, Vuc. Pe astea pune-le în dărât. Le voi păstra pentru fiicele mele. Ah,
Da, da, da. Bănui eu ceva. Sunt de la nunta ta. Așa-i. Mi-s date de Neagoie de mult, pe când era un tânăr postelnicel ce mi-a jurat credință. Să ne trăiești, măria ta. Bun găsit, meșteri mari și vestiți. Bun găsit. Apropie-te, Emanuele. Știu. Știu că ești pradă tristeții. Îți îngădui ce m-ai rugat. Poți să-ți îngropi soția reposată aici, la Argeș. E întâia oară că sună clopotele noului lăcaș. Da. Le încearcă meșterii clopotari pentru noi de spină, doamnă. Peste câteva luni, prin august, când vom face sfințirea mănăstirii, după cum se cuvine, vor suna și mai măreți. Ai trimis cărțile către oaspeții cei mari? Am trimis, iubită doamnă. Privește ce frumoase sunt arcuirile stâlpilor și ce măiestru sunt scobite florile în piatră. Și cum strălucesc potoabele turnelor. Ceva mai minunat nici că am văzut. În niciun chip nu credeam să văd mănăstirea sfârșită și să se sature ochii mei de dorul ce mă mistuia în gând și în vis. Iar toate acestea numai datorită ție și jertfii tale mărinimoase. Fără sprijinul tău de spină, n-aș fi apucat să desăvârșesc asemenea lucrare. Fie ca locurile astea românești, scumpe inimii noastre, și oamenii ce vor trăi aici să nu ne uite numele și fapta, păstrând spre desfătarea veacurilor acest lăcaș de lumină și frumusețe. Am transmis scenariul radiofonic Doamna lui Neagoe de Viorica Rogoz. Au interpretat Raluca Zanfirescu, Val Sândulescu, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Ion Manta, artist emerit, Matei Gheorghiu, Virgil Popovici, Mircea Medianu, Ștefan Florescu, Ioana Georgescu, Carmen Ionescu, Marina Maican Velcescu. Regia muzicală Mihai Roman. Regia de studio Constantin Botez. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.